Bună ziua, stimați telespectatori, și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Investim în Iași. Sunt Antonela Sofronia și astăzi vom vorbi despre criptomonede și utilizarea lor. Noile tehnologii vin în forță și în sectorul financiar, care este la momentul actual sufocat de o suprareglementare, de comisioane și de multă birocrație. În ediția de astăzi vom vorbi cu invitații noștri despre nașterea criptomonedelor, despre ce înseamnă ele pentru sistemul financiar actual și despre previziunile viitoare. Să le urăm bun venit în studioul emisiunii noastre, domnului Andrei Crăciun, top lider la One Bună Life. ziua! Bună ziua și bine ați venit! Bună ziua, bine v-am găsit! Și domnului Cristi Călina, top lider la One Life. Bună Bună ziua și ziua bine ați și venit! mulțumesc foarte mult pentru invitație! Este o emisiune de mare interes, zic eu, având în vedere creșterea fantastică și nemaivăzută a criptomonedelor de la începutul anului până în prezent. Ce ne puteți spune la modul general despre criptomonede? Pentru telespectatorii care nu sunt atât de inițiați în tainele internetului și în cele financiare, ce înseamnă criptomonedele și cum au apărut ele? Care a fost necesitatea pentru care ele s-au dezvoltat pe piață și au ajuns, cel puțin în prezent, la un real succes în anumite domenii? Criptomonedele sunt o nouă metodă de plată alternativă care pentru prima oară această industrie a început în 2009, când a apărut prima monedă digitală numită Bitcoin și au un viitor fantastic din punctul meu de vedere, deoarece observăm cum lumea se îndreaptă tot mai repede spre mediul online și este mult mai eficient, mai ușor și mai simplu să faci tranzacții cu aceste criptomonede. Din mai multe puncte de vedere, Da. care a fost rațiunea principală a apariției lor? Pentru că monede virtuale, care sunt diferite de criptomonede, aveam și până în 2009 și după 2009, oarecum se suprapun. Care este diferența? Este foarte interesant momentul în care au apărut ele, că dacă le uităm un pic în urmă, vedem că au apărut în 2008-2009, când ce s-a întâmplat, a existat o criză financiară. Dar în momentul acela, știți cum spun japonezii la crize, spun oportunitate. Nu se poate ca toată lumea să piardă în același timp și s-a născut un nou concept de metodă alternativă de plată. Oamenii tranzacționează sume importante de bani din punctul A în punctul B. Dacă vă face același lucru, să ai un vehicul financiar cu comisioane foarte mici, este foarte interesant. Au apărut în 2009 exact ca o necesitate, au apărut în urma rulajelor din internet, care în ultimii 15-20 de ani, așa cum toată lumea știe, au tot crescut între 10 și 15% minim. Sunt niște sute de milioane de euro, sute de miliarde de euro care se cheltuiesc în online, doar în Europa, în fiecare lună. Și era normal să apară ceva care să faciliteze aceste cheltuieli. De ce? Pentru că dacă ați face o cumpărătură online, este simplu, este ușor, este facil, poți să comanzi de la birou, când ai ajuns acasă ți-a venit produsul, însă pe acest lanț să plătești și niște comisioane. E normal. Cine le plătește? Consumatorul final, cel care cumpără produsul, bunul, serviciu, indiferent că este cu online banking, indiferent că este cu plata cu cardul. Și a apărut în 2009 această modalitate care avea să reducă comisioanele la plățile acestea interbancare. Putem face banking, unbanking, doar cu un simplu telefon, cu o monedă digitală și să transferăm echivalența unei sume de bani în punctul A, în punctul B, cu comisioane aproape infime. Și iar asta este foarte interesant, pentru că toată planeta va beneficia din momentul acesta, pentru că nu se mai poate opri această evoluție a criptovalutei și oamenii vor vrea mai mult, pentru că în mod normal la tranzacțiile online oamenii plăteau între 4 și 26%, indiferent în ce lanț trofic făceau aceste tranzacții, fie că plăteau cu cardul, fie că făceau transfer prin ordinatorul de plăți din punctul A în punctul B, iar prin aceste metode alternative de plată, care sunt monede digitale, comisioanele sunt reduse undeva la 85-90%, ceea ce este foarte interesant pentru oricine are de transferat niște sume de bani și are de făcut cumpărături. Bun, una dintre caracteristicile principale ale criptomonedelor este descentralizarea, a doua o reprezintă anonimatul celor care fac tranzacții. Cum se pliază sau cum se aplică în mod practic aceste principii în tranzacții? Haideți să le explicăm telespectatorilor cum se întâmplă descentralizarea, cum se întâmplă anonimatul. Eu acum, ca utilizator simplu, dacă doresc să cumpăr o criptomonedă și ulterior să fac tranzacții cu ea, cum pot să realizez acest lucru? Descentralizarea, să le luăm pe rând, da? Da.
O monedă digitală nu depinde de niciun guvern, nu depinde de nicio bancă, nu depinde de niciun stat, pentru că este a celor care o dețin, a noastră, a dumneavoastră care vreți să vă achiziționați acum o monedă digitală. V-ați înregistrat, aveți un username și o parolă, aveți un portofel electronic și puteți face deja tranzacții cu această monedă digitală. De ce este descentralizată? Pentru că în momentul în care ai o monedă digitală, ea nu depinde de un stat, un guvern, ceea ce nu implică o inflație. Știi de la început până la sfârșit câte monede din acea denumire se vor afla în piață, că este Bitcoin, că este OneCoin, că este Ethereum, că este Litecoin, mai puțin contează, dar știm de la început cantitatea de monede din acea piață și este o cantitate finită. Ce reprezintă asta? Reprezintă un mare plus pentru noi cei care o deținem, pentru că asta înseamnă că cererea și oferta va fi cea care va stabili valoarea monedei din piață și nu va depinde de inflație și nu va avea niciodată, pentru că nu are de unde să existe această inflație ca la o monedă clasică. Bun, momentan nu s-a atins pentru niciuna dintre criptomonede plafonul maxim. Da. De exemplu, pentru Bitcoin, care momentan este cea mai cunoscută și cea mai Corect. utilizată, cu mențiunea în paranteză că vin și altele puternic din urmă, plafonul maxim este de 21 de milioane Da. de Bitcoin. Da. Momentan sunt undeva, nu știu, la 17 milioane, dacă știu eu bine. Da. Așa. Corect. Ce se va întâmpla în momentul în care se atinge plafonul maxim pentru una dintre aceste monede? Practic, fiecare unitate va începe să coste din ce în ce mai mult în eu știu, lei, dolari, euro, comparativ cu valoarea ei de piață, în contextul în care din ce în ce mai multe tranzacții vor fi rulate, sau, din contră, oamenii se vor reorienta către celelalte criptomonede? Nu neapărat, asta depinde de strategia fiecarei monede de a pune în piață. În momentul în care se descoperă foarte multe monede și cantitatea rămâne mică de descoperire, ce se întâmplă? Cresc cheltuielile de minare care dictează prețul acestei monede. Probabil că ultimele, dacă vedeți pe Bitcoin, se vor descoperi în 10, 15, 20 de ani. Probabil că vor fi necesare resurse cât un bloc întreg ca să poți să minezi după ultimele monede. Însă este un algoritm care a apărut acum mulți ani de zile, între timp au mai apărut alte algoritme matematice și s-au născut alte monede digitale mult mai avansate și mai sofisticate, pentru că piața a cerut ceva mai rapid, mai dinamic. Noi, de exemplu, în compania noastră avem un algoritm care este undeva la 120 de miliarde de monede de la început până la sfârșit. Ce se întâmplă când se descoperă toate? Vom avea într-o piață monetară această cantitate finită, indiferent că sunt 20, 21 de milioane la Bitcoin sau 120 de miliarde la OneCoin, această cantitate va fi tot timpul în această piață. Ce se schimbă? Se schimbă doar proprietarul acestei monede digitale, exact cum faceți dumneavoastră plata în online banking sau cu cardul, nu se schimbă decât proprietarul acelor cifre, acelor înșiruiri de litere și cifre. Exact cum se întâmplă la o casă. În momentul în care vindeți o casă, nu înseamnă că ați și mutat casa din locul respectiv, dar a schimbat actul de proprietate și a schimbat proprietarul acelei Absolut. case. Exact identic se întâmplă și aici. În această masă monetară va fi tot timpul această cantitate finită de monede. Bun, haideți să explicăm un pic procedeul acesta de minare și cu ce este diferit OneCoin față de Bitcoin. Andrei? Este foarte simplu, totul se bazează pe matematică, pleacă de la un algoritm, iar moneda digitală este o înșiruire de cifre și litere rezultată din ecuația produsă de algoritmul respectiv monedei. La fel și în One Life, noi ne-am dezvoltat diferit, am creat întâi rețeaua, iar noi ne ocupăm de partea de marketing. Întâi formăm comunitatea, iar apoi suntem utilizatorii de monedă și îi dăm utilitate. Totul se bazează, cum am spus, pe matematică. Cu ajutorul unor calculatoare speciale se caută soluțiile acestor ecuații. Iar acel cod care este soluția, practic este codul alocat acelei monede. Da. De ce ar fi necesare aceste calculatoare speciale? De ce nu sunt bune calculatoarele obișnuite și cât de speciale trebuie să fie cele speciale? Au fost bune la început pentru că soluțiile erau simple. De exemplu, aveam primele ecuații sunt banale, cifra 5 să spunem are 3 soluții, 2 plus 3, 5 plus 1, 5 plus 0, 4 plus 1 sunt simple, dar cu cât ecuațiile acestea cresc sunt mai complicate și necesită mai multe resurse. Ce înseamnă resurse? Înseamnă că mai multe servere care să ard și să mai multă electricitate și așa mai departe. În momentul în care ai nevoie de mai multe resurse, este clar că va crește cheltuiala pentru a obține această monedă. Da?
De asta este nevoie de mai multe calculatoare și mai sofisticate. Dacă la început puteai să minezi pe prima monedă digitală, pe Bitcoin, cu un simplu laptop, astăzi asta nu mai e posibil decât prin anumite ferme de minare sau să te strângi mai multe colectivități. În cazul nostru, în OneCoin, compania minează, produce moneda în urma comenzii pe care am dat-o și ne livrează aceste monede pentru că ea are fermele de minare și este mult mai simplu pentru noi. Este o altă tehnologie, există un LTD care gestionează aceste ferme de minare, există un suport al companiei, iar pentru noi asta este foarte simplu și foarte ușor, este pentru oricine care vrea să-și achiziționeze un pachet educațional, primește și educație, învață cum să folosească monede digitale, cum să tranzacționeze, este ca un MBA online, are free token și aceștia se transformă în monede. Monedele le deții și le folosești la valoarea care dorești tu. Unii o vor folosi la o valoare mai mare, așteaptă ca valoarea aceasta să crească, alții o vor folosi, poate să o folosească deja, să facă cumpărături pe platforma noastră, pe dealshaker.com și poți să cumpere produse, bunuri, servicii. Bun. Deci, monedele sunt deja utilizabile. Exact. Cum se pot cumpăra? Pentru că de aici până la utilizare este o cale destul de lungă, mai ales pentru cei neinițiați. În acest moment se pot cumpăra Bitcoin, Ethereum, OneCoin și alte monede Da. contra bani reali. Și Bineînțeles. aici este următoarea problemă care și-o pune fiecare utilizator. De ce ar trebui să dau banii mei reali, astfel încât să cumpăr ceva nepalpabil cu care să cumpăr același lucru pe care l-aș putea cumpăra cu banii reali? Este foarte simplu. Dacă schimbăm o cantitate de lei, euro, dolari, pe o cantitate, cumpărăm un pachet educațional, avem free token și avem monede. De ce aș face asta? Pentru că achiziționez moneda la o valoare de 2 euro, 1 euro, jumătate de euro și o folosesc la cumpărături la 12, 14, 15, 20 de euro. Ce înseamnă asta? Îmi permis să cumpăr mai multe produse, bunuri, servicii din aceeași categorie. Aleg să schimb o cantitate de bani astăzi, fizici, care real, cum spune dumneavoastră, da? Pe o monedă digitală care mă oferă posibilitatea să cumpăr 5, 6, 7, 8, 10 produse din același fel într-o anumită perioadă de timp, în 2, 3, 4, 5 luni de zile. Iar pentru mine asta este foarte inteligent. Oricine își dorește să cumpere cu aceeași cantitate de bani mai multe produse, servicii. Toți cheltuim o cantitate de timp pentru o cantitate de bani. De ce? Pentru că vrem să trăim mai bine, vrem să ne plimbăm mai mult, vrem să ne educăm mai mult și dacă pot să fac asta de 10 ori mai mult cu aceeași cantitate de bani, pentru mine este foarte interesant și cred că este și pentru ceilalți foarte interesant. Bineînțeles, asta presupune că noi ar trebui să facem o investiție acum, când sunt prețurile mai scăzute, așteptând ca ele să crească. Bineînțeles. Bineînțeles, exact ca la valută. Crește, scade, îți asumi un risc. De unde știm noi că prețul acestor criptomonede va crește? Am văzut cu Bitcoinul ce s-a întâmplat. A crescut foarte mult, ba chiar și-a dublat valoarea de la începutul anului până în prezent. Da. De ce cresc atât de mult criptomonedele? Și cam în cât timp preconizați că vor crește din nou sau își vor dubla valoarea sau... Este foarte simplu, la început, pe termen scurt, valoarea depinde de cererea și oferta de pe piață, iar pe termen lung este vorba de utilitatea monedei, de numărul de utilizatori și despre extinderea să fie cu cât este mai mare, cu cât are o utilitate mai mare, asta îi dă valoare monedei. Bun. Există în acest moment comercianți în toată lumea, din diverse domenii de activitate, care deja încep să accepte criptomonedele ca și modalitate de plată. Ai prețul afișat în dolari sau în euro, prețul în moneda locală și prețul în criptomonedă. Exact. Cum se pot plăti? De exemplu, dacă în cazul serviciilor clasice mergeai cu banii în buzunar, de ce ai nevoie ca să poți plăti în criptomonedă la fața locului? Bănuiesc că tot trebuie să ai un dispozitiv sau un Un acces la simplu internet telefon. sau Exact. altceva. Un simplu telefon este de ajuns. Ca să facem ce? Să Să intrăm facem, în să intrăm în portofelul nostru electronic, electronic. exact, cumpărăm voucherul, cuponul, iar de pe telefon, în momentul când facem cumpărătura, citim acel cod care îl generează cuponul și în acel moment s-a făcut plata. Plata se face instantaneu, Da. ajung banii din contul Da. cumpărătorului în contul Da. vânzătorului. Da.
aproape instantaneu. Toate plățile se fac undeva la un minut. Blockchain-ul nostru este capabil astăzi să facă undeva la 50.000 de tranzacții, 50.000 de monede se descoperă în fiecare minut și în fiecare minut se pot face aceste tranzacții. Mult mai interesant față de celălalt algoritm care a fost în 2008-2009 al verișoarei noastre Bitcoin, care face tranzacții undeva la 10-15 minute astăzi, pentru că algoritmul acesta pe care îl avem noi este mult mai nou și mai sofisticat. Au apărut mult mai multe oportunități și mult mai multe metode alternative de plată, iar algoritmul acesta pe care noi îl folosim astăzi ne permite să facem tranzacții la un minut, este practic cel mai rapid de pe planetă în acest moment, iar asta vă putem face din Deal Shaker în platforma noastră de cumpărături. Prima etapă a proiectului nostru a fost să creștem comunitatea de membri la nivel mondial și suntem peste 3 milioane de membri care deținem unul dintre pachetele acestea și avem monede și vrem să le cheltuim, avem o valoare de capitalizare de piață pe care o vom folosi doar în platforma Deal Shaker care este interconectată cu moneda digitală OneCoin. Bun. Care este capitalizarea actuală a monedei și cam câți furnizori de bunuri și servicii o acceptă sau o au implementată, astfel încât să o putem folosi efectiv la cumpărarea unor produse și servicii de care avem nevoie? Această industrie de criptovalută are o valoare de capitalizare de peste 100 de miliarde de dolari la nivel mondial și este în continuă creștere și compania noastră are o valoare de capitalizare de 10 de miliarde de euro, mai puțin este important cifra exactă, însă această valoare este în continuă creștere odată cu creșterea comunității. Ce facem noi? Creștem comunitatea One Life la nivel mondial, suntem extinși în 194 de țări pe tot globul. A doua etapă a fost să deschidem platforma de comercianți, unde există acum aproximativ 300.000 de comercianți care vând produse, bunuri, servicii, individual seller sau business register, care vând către această comunitate produse, bunuri, servicii. Ce facem noi acum? Ajutăm comercianții mici și medii să-și crească rulajele, iar în România funcționează foarte bine, cu foarte mare succes, pentru că avem foarte mulți comercianți care și-au mărit rulajele în doar câteva săptămâni de zile. Platforma aceasta am deschis-o pe 16 februarie, iar în 82 de zile au fost peste 7 milioane de tranzacții. Dacă faceți un calcul, vedeți că au fost undeva la 85.000 de tranzacții zilnice prin intermediul acestei platforme mondiale, pentru că este o platformă globală legată de comunitatea OneCoin. Fondatoarea companiei este Dr. Ruja Ignatova, este o femeie foarte inteligentă, o femeie de succes din Bulgaria. A terminat dreptul la Oxford, a terminat economie la Constanța, iar dânsa a studiat ultimul job care l-a avut la McKinsey and Company, a fost exact ca să studieze piața acestor monede digitale, să vadă cum funcționează și care este rolul lor, cu ce va ajuta economia mondială. N-a crezut în această monedă Bitcoin, că nici când eu n-am crezut la început, simplu mi s-a părut ceva wow, însă cu cât studiez mai mult, vezi că aceste monede digitale au un impact foarte mare, iar oamenii din ce în ce le cer mai mult, pentru că sunt foarte multe state astăzi care își creează propria lor monedă digitală, sunt foarte multe instituții bancare care își creează propria lor monedă digitală, pentru că în această monedă digitală se folosește o tehnologie, tehnologia blockchain, care este probabil astăzi mai importantă decât a fost internetul acum 20 de ani, pentru că acolo poți să stochezi date, poți să stochezi absolut tot, transparent, sigur și safe, iar noi avem implementat această politică Know Your Customer, cunoaștem toate datele clienților, cum întrebați dumneavoastră mai devreme de anonim, pentru că la început aceste monede digitale au fost create pentru a transfera o sumă de bani într-adevăr din punctul A în punctul B, fără ca cineva să te vadă, să te observe. Sau să te întrebe de unde Sau să ai. te întrebe de unde ai, însă noi nu facem asta, noi venim și facem lucruri total diferit, pentru că noi știm tot timpul unde se transferă o monedă din punctul A în punctul B și putem vedea cine a tranzacționat această monedă și cum s-a întâmplat, stocăm toate aceste date în blockchain-ul nostru și care este transparent și să pot verifica toate aceste lucruri, iar pentru noi asta înseamnă o siguranță și o transparență. Dacă cineva umblă la contul tău și s-a întâmplat ceva, tot timpul să pot recupera aceste monede, ceea ce este un plus pentru noi, pentru comunitatea One Life și suntem foarte bucuroși. Bun, asta era următoarea întrebare. Cât de mare există riscul să-ți spargă cineva portofelul virtual și să-ți ia de acolo toate criptomonedele pe care le ai? Ținând cont că ne apropiem de pauza de publicitate, un răspuns punctual. Foarte simplu, se poate întâmpla asta, dar în momentul când, după ce intri în cont, mai ai încă o parolă de tranzacție care îți asigură contul. Deci ai o parolă de intrare Da, ca și în încă orice o, cont, da. exact, și încă o parolă de tranzacție, o securitate în plus.
Bun, practic orice tranzacție, chiar și tranzacțiile online de la bănci au acel DigiPass care generează o parolă la tranzacție, exact. Pe fiecare tranzacție. Exact. Bun, în cazul acesta, de ce ar fi un impediment acea parolă? Având în vedere că odată accesat portofelul virtual, practic există accesul la banii din cont. Există accesul, că exact ca la orice alt cont, dumneavoastră vă rugați cu un username și o parolă, aveți această parolă de acces în cont, mai aveți această parolă de tranzacție, iar dacă în cazul nefericit, când cineva v-a descoperit această parolă sau ați uitat și această parolă de tranzacție sau ați lăsat-o la îndemâna cuiva, se poate recupera, în primul rând se poate recupera și în al doilea rând se pot recupera monedele în caz că cineva v-a hackuit sau v-a spart acest cont, iar pentru noi asta înseamnă un mare plus. Pentru că am observat în ultimele săptămâni că au existat niște fraude într-o altă companie de criptovalută și au fost un pic deranjant, dar la noi nu se poate întâmpla așa ceva. Pentru că compania oferă suportul, LTD oferă suportul pentru acest lucru și asta ne dă o siguranță și o transparență nouă celor care suntem membri în această comunitate. Bun, cum rămâne în cazul acesta cu anonimatul tranzacțiilor? Asta era unul dintre... sau al doilea principiu pentru care s-au dezvoltat aceste criptomonede. Da. Să nu te întrebe nimeni de unde ai banii sau ce vrei să faci cu ei. Nu neapărat că ar fi niște operațiuni ilicite, ilegale sau imorale, da, ci prin faptul că oamenii s-au săturat să tot aducă justificări și hârtii suplimentare pentru orice tranzacție pe care o derulează la momentul actual prin bănci. De acord. Dar totuși trebuie să ținem cont că și aceste jocuri de a transfera o sumă de bani din punctul A în punctul B au dus tot la terorism, au dus la corupție, au dus la mult mai multe lucruri pe care nimeni nu și le dorește, iar noi nu venim să facem așa ceva, noi venim să respectăm toate reglementările din fiecare țară, compania noastră respectă opinia legală din fiecare țară și în fiecare țară ne adaptăm la ce există acolo. Noi nu vom deranja nici sistemul bancar, dar nici statele, nici guvernele. De ce? Pentru că noi vrem să facem o nouă educație în această piață, pentru că până acum s-au folosit aceste monede anonime, dar guvernele nu vor mai tolera asta, ca să transferă o sumă de bani din punctul A în punctul B, fără să știi urma și ca acolo să plece alte produse, mărfuri pe care noi le doresc, sau carne vie și așa mai departe, nu este în regulă, da. Și bineînțeles că vor exista reglementări din ce în ce mai multe. Uniunea Europeană a venit anul trecut cu astfel de reglementări ca toate companiile de criptovalută să se alinieze până în 2018 la procedura Know Your Customer, cunoașteți datele clienților, da? Nu înseamnă să le faci publici, dar e important să le știi și să le stochezi odată și aceasta, o altă procedură este anti-money laundering, anti-spălare de bani, pentru că noi avem și această procedură implementată și asta este un lucru foarte important, pentru că nu mai pot funcționa aceste monede anonime la nesfârșit. Da. Este o discuție foarte interesantă pe care o vom relua după pauza de publicitate.